Vineri 26 ianuarie, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, a avut loc conferința Securitate cibernetică și inteligența artificială, noi provocări juridice și perspective de reziliență. Evenimentul a fost organizat de Asociația de Drept și Științe Administrative și USV, cu susținerea programului de diplomație publică al NATO. Evenimentul a reunit experți de marcă în domeniu, printre care secretarul general adjunct al NATO Mircea Gioană și profesor universitar dr. Mihai Dimian, prorector al USV. Participanții au abordat subiecte de mare interes pentru societatea contemporană, precum protecția datelor, securitatea cibernetică, inteligența artificială și aspecte legate de dreptul internațional. De asemenea, profesor universitar dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea științifică în cadrul USV, a menționat că Universitatea Suceveană urmează să dezvolte un program de master în domeniul inteligenței artificiale și robotică socială, orientate către sănătate. Se află în construcție în campus și ați trecut deja prin inconvenientul ajungerii la acest auditoriu, prin șantierul care, de fapt, reprezintă baza pentru construcția unui centru de inteligență ambientală, securitate cibernetică. Iată că trecem la un alt concept, de la inteligența artificială, la o inteligență artificială aplicată în diverse domenii. Fie că vorbim de ChatGPT și avem acolo o inteligență artificială, deja creativă, care creează texte, creează imagini, da? Iată, aici vorbim de o inteligență ambientală, adică modul în care noi interacționăm cu anumită clădire sau cu anumită infrastructură. Și totodată, sigur, încercăm să întărim această zonă de securitate cibernetică, însă nu este un domeniu doar al calculatoarelor, al telecomunicațiilor, și mă bucură faptul că această conferință este organizată, iată, cu sprijinul Facultății de Drept Științe Administrative. Este o abordare interdisciplinară, o abordare multidisciplinară pe care încercăm să o promovăm în universitate. Totodată, la nivelul programelor de studii, am înființat în urmă cu 2 ani de zile programul de securitate cibernetică împreună cu colegii la Universitatea Tehnică a Moldovei. Anul trecut, da, am inițiat, sigur, și programul de digitalizare și data science, care va intra pentru prima dată în oferta de admitere din acest an, dar și un masterat de reziliență în educație, apropo de cea de-a doua temă a discuției, perspective de reziliență, un masterat dezvoltat împreună cu Universitatea din Malta, cu Universitatea din Lisabona și cu Universitatea din Creta, în care studenți din toate cele 4 universități vor studia câte un semestru în fiecare universitate pentru a dezvolta această adaptare la risc, această adaptare la șoc, care ne confruntăm tot mai des și ne uităm în ultimii ani că a trebuit să trecem cu bine prin diverse crize, ca a fost a pandemiei, ca a fost a refugiaților și cred că atât universitatea cât și comunitatea a făcut-o foarte bine și iată suntem astăzi aici pentru a dezvolta în continuare. Totodată, împreună cu partenerii din Alianța Europeană, Eolia, vom dezvolta un master de inteligență artificială și robotică socială orientată către sănătate. De asemenea, în cadrul conferinței a avut o intervenție online și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană, care a subliniat importanța tehnologiei în societatea contemporană, îndeosebi în contextul războiului din Ucraina. De asemenea, acesta a menționat legătura strânsă dintre economie și securitate, tehnologie și societate. Pe lângă ceea ce ucrainienii au făcut de o manieră remarcabilă, pe lângă ceea ce statele NATO și partenerii noștri au oferit de o manieră remarcabilă și vom continua să le oferim. A spune că fără tehnologie, ucrainienii n-ar fi fost astăzi, aproape la 2 ani de zile de la izbucnirea războiului, în situația în care sunt. Și mai e ceva interesant, apropo de cyber și de inteligență artificială. Oamenii ăștia au reușit să facă ceva absolut fenomenal. În plin război, au reușit să digitalizeze integral economia, statul și societatea. Integral. Îmi spune un prieten român care a fost invitat să participe la bordul unei mari bănci ucrainiene, că clipa de față, cu inteligența artificială și cu cyber, pentru că trebuie și protejat, evident, informația, cu aplicația pe telefonul tău, în Ucraina, poți să-ți deschizi instantaneu cont nou la o bancă. Accesul la
mersul pe la Chișeu este deja o amintire. E adevărat că forța și de evenimente, că mi-e plăcut să deplasez către un Chișeu pentru că e periculos. Vreau să vă spun că am această combinație între stat, universități și sectorul privat, intern și extern, i-a făcut să stea în picioare. Probabil că fără Starlink, după atacul masiv cibernetic împotriva sateliților de radiocomunicații, văd acolo prietene care au lucrat în ministerele de resort și salut pe toți cei pe care, cu care am lucrat de-a lungul anilor. Probabil că astăzi n-am fi avut un sistem de comandă și control în Ucraina. Bun, aceasta ca titlu oarecum mai anecdotic. A doua observație, aș vrea să vă încurajez să nu mai privim de o manieră izolată cele patru puncte cardinale, nu ale siglei NATO, ci a rozei vânturilor în general. Pentru că astăzi, între economie și securitate, tehnologie și societate, există un continuum, există o legătură, o interrelație dinamică, în care toate cele patru se influențează reciproc de o manieră foarte, foarte dinamică și, uneori, de-a dreptul convulsivă în societate. Totodată, la eveniment au participat și invitați de marcă din mediul universitar din Republica Moldova și din Ucraina. Pe lângă studenții de la facultățile de profil din USV, la eveniment au participat elevi ai Colegiului Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc. Lucrările conferinței au adus în prim plan provocările și perspectivele legate de reziliența în domeniul securității cibernetice și inteligenței artificiale, într-un context geopolitic global, reflectând preocupările actuale legate de evoluții tehnologice și implicațiile acestora în societate.